din cauza zăpezii. Da, ne-a sunat și ne-a spus ca să ne rugăm pentru el, poate ajunge în timp. Îi mulțumim încă o dată din suflet părintelui că l-am anunțat în ultimul moment și a acceptat invitația noastră. Părintele e aproape de noi tot timpul de ascor și nu ne-a refuzat. Părintele Orcap, părintele consilier de la Biserica Sfântul Dumitru. Tema este aceeași, părintele ne va vorbi în această seară cu familia ortodoxă. Bună seara! Mare rog când a venit părintele Nicolae Tănase. Părintele caută o marcă cunoscută în toată țara noastră, nu numai, pentru faptul de a pune accent foarte mare pe importanța familiei și mai ales a familiei creștine în biserică și în societatea noastră. Dar, așa cum vedeți cu toții, timpul a fost împotrivă, iar astăzi, câteva două ore în urmă, am fost anunțat să încerc să spun câteva cuvinte despre acest subiect atât de important și arhicunoscut de fiecare dintre noi. Eu mi-am închipuit câteva idei, n-am făcut o conferință, n-am fost pregătit ca să țin cuvânt despre familia creștină, dar am să încerc cât de cât să accentuez importanța familiei și rolul ei în societatea noastră și în biserică. Trăim fiecare dintre noi, mai ales în zilele noastre, când lumea este aproape secularizată, descentralizată, cu influențe de tot felul, fie orientale, fie occidentale, momente în care ne dăm seama că familia parcă nu-și mai are rostul ei, spun o seamă de oameni, când familia începe să nu mai conteze, să nu se mai numere pentru valorile fundamentale ale bisericii și ale societății, ale omenirii, ale creștinismului, să nu mai fie ceva de bază a societății, ajungând la autodistrugere. Și în locul căsătoriei legitime, normale, de Dumnezeu, rânduită încă de la început și apoi ridicată la rang de taină de Fiul lui Dumnezeu, de Mântuitorul, îi ia locul de multe ori familiile dezordonate, mai ales în străinătate, familii de homosexuali, căsătorii de probă, logodna pe viață, concubinajul, fără responsabilitatea de a aduce pe lume copii, plenicul familial, nașterea programată de copii, avorturi cu milioanele, toate acestea făcând ca lumea în care trăim să se degradeze din ce în ce mai mult și să ne dăm seama că fără Dumnezeu nu putem trăi în lumea aceasta. Cei care sunt conștienți că suntem creați după chipul și asemnarea lui Dumnezeu, iar cei care nu l-au pe Dumnezeu, sigur că trăiesc fie indiferenți, fie din obișnuință se complac în traiul pe care încearcă Occidentul sau Orientul să ne-l aducă nouă, să ne-l pună în față. Adevărata căsătorie și adevărata întemeiere a unei familii trebuie să fie neapărat sub binecuvântarea lui Dumnezeu în fața Sfântului Altar. Fără această binecuvântare a lui Dumnezeu, nu este căsătorie, ci este încălcarea poruncii lui Dumnezeu să nu faci desfrânare. Pentru că, indiferent cum i-am spune noi în zilele noastre iubire sau altcumva, orice legătură intimă între bărbat și femeie, fără binecuvântarea lui Dumnezeu, consfințită prin taina Sfintei Căsătorii, este păcat. Ori familia creștină este tocmai aceasta, că Mântuitorul nostru Iisus Hristos împlinește ceea ce a binecuvântat Dumnezeu la început, creșteți și vă mulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Că nu este bine să fie omul singur pe pământ. Și aici scopul bisericii și în general scopul nostru al preoților, datoria noastră, mai bine zis,
a preoților slujitori și nu numai, ci datoria tuturor credincioșilor care sunt membri vii ai bisericii și fiecare în parte este răspunzător în fața lui Dumnezeu și va fi întrebat de ceea ce a făcut el cu viața și cu sufletul său, sigur că trebuie să contribuim într-un fel la altul, mai ales noi, ca să aducem în fața tinerilor care doresc să-și întemeieze o familie aceste probleme care sunt atât de importante și problemele acestea cu consecințe benefice pentru mântuirea noastră, dacă familia este întemeiată potrivit principiilor dumnezeiești și cu consecințe nefaste și grave, dacă familia noastră este întemeiată prin indiferență și excluzându-L total pe Dumnezeu sau poruncii Dumnezeu în această ecuație. Deci orice legătură în afara binecuvântării lui Dumnezeu, sigur că este păcat. Ce este familia? În primul rând, când spunem familie din punct de vedere creștin, familia este un așezământ dumnezeiesc. Pentru că Dumnezeu a poruncit ca lumea aceasta să fie binecuvântată de El, să fie ca un răspuns al marii sale iubire, iubiri față de lumea creată. Și într-adevăr, se întemeiază familia prin căsătorie. Și totdeauna între un bărbat și o femeie. Totdeauna cu binecuvântarea lui Dumnezeu și totdeauna în fața Sfântului Altar. Și odată întemeiată această familie, citim în Sfânta Scriptură, la Efeseni, capitolul 5, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. În momentul în care ne-am hotărât să întemeiem o familie, sigur că asta nu înseamnă că nu-l mai iubim pe tatăl sau pe mama. Nu înseamnă că ne despărțim de ei, ci întemeiem o nouă familie. Și în momentul în care ai întemeiat o nouă familie, ai întemeiat-o cu un scop deosebit. Și vom vedea pe parcursul acestei cuvântări care este scopul întemeierii unei familii creștine. Și atunci, întemeind această familie, avem noi responsabilități, împreună soțul și soția, și apoi aceste responsabilități se revarsă asupra copiilor noștri pe care suntem datori să-i avem, pentru că sunt rod al iubirii și al binecuvântării și datoria și justificarea noastră în fața lui Dumnezeu când vom merge la judecată, dacă am îndeplinit prima poruncă încă de la început. Însușirile pe care trebuie să le aibă o familie creștină, o căsătorie ca să meargă, sunt multe. Eu am spus câteva și rugămintea pe care am eu la dumneavoastră este aceea, după ce terminăm aceste câteva cuvinte și dacă dumneavoastră aveți răbdare, pentru că mă îngăduiți, v-ați așteptat, bineînțeles, să vină Părinte Nicolae cu atâta experiență, dar dacă aveți o întrebare și vreți să mă puneți, în măsura în care știu, am să vă răspund după priceperea mea de preot care are peste 50 de ani. În primul rând, unitatea dintre bărbat și femeie. Unitatea și egalitatea între bărbat și femeie. Știți foarte bine cu toții că înainte de venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, femeia nu era, nu numai că nu era egală a bărbatului, ci era mai mult un obiect în fața bărbatului și bărbatul putea să facă cu femeia ce dorește el. Mântuitorul, venind odată în lume, sigur că a spus următoarele cuvinte. Ați auzit că s-a spus, nu numai în această privință, dar și în alte privințe, să iubești pe aproapele tău și să-l urăști pe dușmanul tău. Dar eu vă spun, vă o iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor care vă blastemă și celor care vă supără și vă prigonesc, să, de asemenea, să iertați și să iubiți. Schimbă concepția și mentalitatea și mai mult decât atât, nu numai că o schimbă, dar ridică femeia și îi redă demnitatea pe care a avut-o încă de la întemeierea lumii ca ființă creată de Dumnezeu. Pentru că bărbatul și femeia sunt ființe create de Dumnezeu. Dacă a zis și s-a făcut la natura înconjurătoare și dacă a zis și s-a făcut la necuvântătoare, pe om l-a făcut după chipul și asemănarea sa și a suflat asupra lui suflare de viață. Și citim la Apostolul Pavel, la Galateni, capitolul 3, nu mai este parte bărbătească sau parte femeiască, nu mai este rob sau slobod, ci toți suntem una în Iisus Hristos. Deci iată că ridică această demnitate a femeii, iar cea care, printr-o smerenie totală, desăvârșită,
care a încununat în persoana sa toată smerenia și duhovnicia, toată credința în Dumnezeu, a fost Maica Domnului, Pururea Fecioară Maria, care smerindu-se în fața Arhanghelului Gabriel, iată roba Domnului, fii-mi după cuvântul tău. Deci în momentul acesta, deci Dumnezeu s-a coborât din marea sa imi de oameni, s-a înomenit, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și de Fecioara Maria, ca pe noi să ne îndumnezeiască, să ne dea posibilitatea de a ajunge din nou în Împărăția Dumnezeu, deschizând din nou, prin întruparea Mântuitorului, fiindcă vine și sărbătoarea nașterii Domnului, deschizându-se din nou porțile Împărăției lui Dumnezeu. Iar în sufletele noastre, permanent, betrăiemul luminii cunoștinței. Pentru că prin nașterea lui Iisus Hristos, care s-a întâmplat, n-a rămas doar un eveniment acum 2000 de ani, ci permanent în sufletul nostru, în betrăiemul sufletelor noastre, în cămara inimilor noastre, se naște lumina cunoștinței. Și odată ce lumina a luminat în sufletul nostru, dobândim cunoștință despre Dumnezeu, încercăm să-L cunoaștem mai departe și apoi să-L iubim pe Dumnezeu, că știți foarte bine, îl iubești pe Dumnezeu sau pe cineva după ce-L cunoști. Dar prin nașterea lui Iisus Hristos dobândim lumina cunoștinței și astfel avem acces și spunea Sfântul Ioan Gură de Aur că totdeauna cărările existenței noastre aici pământești trebuie să urce în sus, să meargă spre ceruri, să meargă la cer, să căutăm cu privirea noastră în sus, dar cu inima să fim alături de semenii noștri, pentru că să deschidă sau deschis porțile împărăției cerurilor, noi trebuie să deschidem larg porțile inimii, dar să deschidem larg și mâinile noastre, pentru că altcineva să beneficieze de dragostea noastră, ca rod al iubirii lui Dumnezeu nesfârșite, care l-a trimis pe Fiul Său, cum spunea Apostolul Pavel, în epistola sa către Filipeni, capitolul 2, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a trimis pe Fiul Său ca să moară și încă să moară pe cruce. În al doilea rând, ca să fie o căsătorie și o familie fericită, trebuie să existe dragoste și înțelegere între soți. Când spui dragoste, nu te referi neapărat că ai întâlnit pe cineva care arată foarte frumos, ca cineva dintre actori sau dintre cântăreți, și crezi că poți să faci o familie fericită cu el. Trebuie să-i citești sufletul și trebuie ca această dragoste să se consume, în primul rând, dragostea intimă dintre bărbați și femei după binecuvântarea lui Dumnezeu, iar dragostea sufletească care leagă și care dăinuie și care trece dincolo de neputință și de boală și de bătrânețe, pentru că aceea este dragostea adevărată, care leagă doi soți, că atunci când cineva a căzut la un moment dat, celălalt trebuie să ridice, să meargă mai departe și astfel ajungi la sfârșitul vieții împlinit, că ți-ai dus crucea până la capăt, nu o cruce care împovărează și care te coboară la pământ, ci o cruce care o porți cu demnitate, pentru că mai întâi crucea aceasta a fost purtată de însuși Iisus Hristos. Noi nu știm momentul în care fiecare dintre noi poate să cadă la un moment dat pe drumul acesta al căsniciei, dar știm un singur lucru, că ne îndeamnă Iisus Hristos de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui, și pentru aceasta avem posibilitatea sincerității între cei doi, apoi avem posibilitatea mărturisirii, pentru că una să-i spui celuilalt sau unui prieten al tău că despre necazul tău și crezi că te-ai ușurat cumva, dar alta să-i spui duhovnicului, pentru că în momentul în care ai spus duhovnicului, când preotul a spus te ierși și te desleg, Dumnezeu te desleagă în ceruri și povara de pe suflet, nu numai că a fost înăturată, dar așa spune Sfânta Scriptură, de vor fi păcatele voastre roșii ca purpura, se vor face albi ca zăpada. Citeam la Părintele Arsenie Papacioc, parafrazând pe Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasilii cel Mare, vorbind despre posibilitatea vindecării sufletului omenesc și spunea cam așa când l-a întrebat cineva cât timp îi temul omului ca să se poată vindeca. Și el spunea așa, trebuie să, în primul rând, să vindecăm și rana, dar să avem această tărie mare, să iertăm și să iubim și pe cel care ne-a făcut rana. Este foarte greu. Dar în momentul în care Iisus Hristos
spune: Doamne, Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac, înseamnă că El a iertat pe toți și ne-a iertat și pe noi. Și în rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă precum și noi iertăm și noi greșiților noștri, deci ne asumăm sau ne cerem o sândă de la Dumnezeu, ne cerem iertare sau ne cerem o sândă în măsura în care noi suntem în stare să iertăm și să iubim chiar pe vrăjmașii noștri. Deci nu-L iubesc pe vrăjmașul nostru pentru că poate merită El acest lucru, îl iubesc pentru că Hristos, care m-a răscumpărat și care s-a jertfit, deși era potrivnic lui Dumnezeu, deci mi-a poruncit să-L iubesc și atunci sunt dator să-L iubesc. În al doilea rând, curăția și curățenia căsătoriei, nu numai din punct de vedere duhovnicesc, ci și din punct de vedere legal, în fața statului și în fața rânduierilor bisericești, a poruncilor dumnezeiești statornicite pentru totdeauna de Biserica Ortodoxă, fie prin canoanele Sfinților Părinți, postitori, Sfinții Vasile cel Mare, Sfântul Ioan, canoanele apostolice, Ioan Pusnicul și atâția sfinți, fie prin hotărâre sinodelor ecumenice. Aici am scos câteva în fugă astăzi despre cum trebuie să ne întâlnim o familie și cum trebuie să ne ferim, ca nu cumva atunci când ne căsătorim să întâlnim o familie, suntem rude de sânge sau rude spirituale cu cei care, cu care dorim noi să ne petrecem viața noastră până la sfârșitul vieții și să ne întâlnim să avem copii, fără riscul ca dacă cumva ne-am căsătorit, fie din neștiință sau fie cu bună știință, pentru faptul că îl iubesc sau sunt în străinătate și nu mai sunt rude cu vărul meu pentru că acolo m-am întâlnit, deși se întâmplă acest lucru, sigur că trebuie să cunosc câteva impedimente la căsătorie și până unii merge rudenia de sânge. Rudenia de sânge pe linie ascendentă și descendentă este la infinit. Deci, știți foarte bine, nu se poate căsători nepotul cu bunica, cu străbunica și mai departe, și nici cu nepoții sau nepoții cu ceilalți. Deci nu se pot căsători ascendent și descendent până la infinit. Rudenia spirituală, rudenia de sânge colaterală, până la gradul al șaptelea. Deci știți foarte bine, între doi frați este gradul 2 de rudenie, între fiu și tată este gradul 1, între veri drepți gradul 4, veri al doilea gradul 6, nepot de văr de al doilea gradul 7 de rudenie. Până acolo merge impedimente la căsătorie, referindu-ne la întemeierea unei căsătorii, înlăturând această rudenie de sânge până la gradul al 7-lea. Apoi rudenia spirituală. La botez și la cununie. Este interzisă de Biserica Ortodoxă până la gradul al 3-lea. Deci nu se poate căsători nașul cu fina, cu mătru, cu mama finului, cu cel care cu nașul și așa mai departe. După aceea este o rudenie morală, tutela. Aici merge până la gradul 1. Statul merge până la gradul 3 pentru că ei nu au această cunoștință despre rudenia, despre impedimente la căsătorie. Oare ce înseamnă tutelă? Dacă cineva are de grijă de un fiu și părinților să căsătoresc, așa devine obligatorul fiu și nu mai este rudenie între ei, deci până la gradul 1, dar este interzis până la gradul 1, pentru că nu poți să-i căsătorești pe cel care ai l-a luat în tutelă ca să-l ajuți până când crește mare. Apoi este adopțiunea. Adopțiunea este altceva. Adopțiunea merge până la gradul al 3-lea. Este impediment la căsătorie. Nu poți să adopți pe cineva cu gândul mai departe, ca apoi să te poți căsători cu ei, cu el și să întemeiezi o familie. Cu scria, de asemenea, să fim foarte atenți, aici foarte mulți dintre noi cad în această capcană și sigur suntem nevoiți după aceea, când în necunoștință de cauză venim și insistăm pe la arhiepiscopie sau chiar la patriarhie sau la Sfântul Sinod, să primim dispensă pentru acest lucru, pentru că n-a știut că eu sunt cumnat cu celălalt sau doi frați cu două surori și așa mai departe. Concubinajul este o cuscrie ilegală, dar tot nu-ți îngădui ca să iei în căsătorie pe copilul celui care trăiește în concubinaj, pentru că în fața lui Dumnezeu nu numai că săvârșești păcatul, dar vrei să mergi mai departe, forțând astfel ca să trăiești în nelegire până la sfârșitul vieții. Apoi căsătoria a doua și a treia. În Biserica Ortodoxă este o singură căsătorie. Căsătoria, așa spune Sfânta Scriptură, dar din motive binecuvântate.
În biserica îngăduie a doua căsătorie, este o binecuvântare, nu mai este o taină. În ce sens? Dacă nu s-a înțeles cineva și vom vedea mai departe care sunt motivele îngăduite de biserică pentru divorț, sunt două momente în acest fel, și atunci, sigur că biserica îngăduie tocmai pentru ca să ai posibilitatea să te apropii de biserică după un timp de pocăință, să te întemeiezi o nouă familie și copiii pe care... Da, cred că ar trebui închisă stația, că eu... Se aude acolo în spate, da? Da, am nevoie de... Mulțumesc frumos! Pentru ca copiii care se nasc din această legătură cu binecuvântarea lui Dumnezeu să nu se nască din desfrânare. Și nu în ultimul rând, căsătoria a patra este absolut interzisă nu numai de biserică, de canoanele Sfinților Părinți, și canonul 4 al Sfântului Vasile cel Mare interzice cu desăvârșirea căsătoria a patra. Atunci înseamnă că n-a mers cu prima căsătorie, a murit sau n-a murit sau te-ai despărțit sau n-a mers cu a doua, n-a mers cu a treia, înseamnă că este o problemă la mijloc și atunci îți accepti starea în care ești, te rogi Dumnezeu pentru ca să poți dobândi mântuirea, pentru că scopul nostru trăirii pe pământ nu este doar de a ne putea bucura de toate bunătățile pe care Dumnezeu ne-a dăruit, ci scopul este dobândirea sfințeniei și dobândirea mântuirii. Și dacă avem acest scop în mintea noastră și în viața noastră, sigur că punem acestea pe planul 2 și apoi ne îngrijim mai mult de suflet pentru ca să putem dobândi mântuirea. Impedimentele la căsătorie mai sunt și următoarele. Lipsa iubirii dintre noi. Deci nu poți întemeia o familie doar pentru că părinții tăi au spus să întemeiezi o familie pentru a salva o bogăție a uneia sau alta, cum era în Vechiul Testament, deci se căsătoreau pentru ca bogăția să rămână în familie. Și chiar și în zilele noastre se mai întâmplă, din dorința de a avea cât mai mult, sunt căsătorii aranjate, nu știu cât merge, dar dacă nu este iubire, acea căsătorie și acea familie nu cred că va rezista. Pentru că când spui iubire, spui neapărat respectul pe care îl ai pentru celălalt, dăruirea pe care o ai, răbdarea pe care trebuie să o ai cu celălalt din lângă tine, cu care vrei să dorești să întâlnești familia și să mergi pe drumul vieții acestea până la capăt. După aceea, adulterul. În momentul în care te-ai căsătorit, ferească Dumnezeu de adulter, care este un mare păcat, și știți foarte bine că nici bețivii, nici desfrânați, nici adulterii, nici închinătorii la idoli nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. După aceea, lipsa vârstei necesare. Lucrând aici la arhiepiscopie, am văzut de multe ori, sunt copii de 14 ani, de 15 ani, care cer dispensă să se căsătorească. Dar nu spune Sfânta Scriptură, Mântuitorul nostru Iisus, timp este pentru toate. Timp pentru a lucra, timp pentru a învăța, timp pentru căsătorie. Deci timpul când ai 15-16 ani este timpul de a te forma pentru viața aceasta. Ești încă un copil care trebuie să aduni. Tu trebuie să trăiești încă la părinții tăi, dar sigur că lumea aceasta este atât de îndepărtată de Dumnezeu. Și posibilitățile de a greși sunt atât de mari, ispitele sunt atât de mari, nu numai în mediul în care trăim și activăm, dar pe internet, la televizor, oriunde găsim permanent aceste îndemnuri și mai mult decât, nu numai îndemnuri, deci încercarea aceasta diabolică de a nu mai spune desfrânării păcat, ci a spune iubire. Deci nu îi spui, când mergi la preot, am păcătuit încălcând porunca lui Dumnezeu să nu faci desfrânare, ci m-am iubit. Deci una este să te iubești în cadrul căsătoriei când este binecuvântat Dumnezeu și alta este să păcătuiești, să încalci porunca lui Dumnezeu. Neputința împlinirii datoriei conjugale. Au fost și cazuri de acest gen, când vrei să te cătorești, dar nu-ți poți îndeplini datoria conjugală pentru care se întemeiază familia, crește și vă munciți și stăpâniți pământul. Apoi deosebirea de religie. Și aici este un lucru pe care vreau să vă-l spun, v-am spus, m-am gândit foarte scurt la toate aceste aspecte, nu știu ce ar fi vorbit Părintele Nicolae Tănasă, la bogata experiență și din nenumăratele întrebări pe care le-a primit în conferințe din țară și în străinătate, dar eu m-am gândit la acest lucru cu care mă confrunt eu. Și deosebirea de religie este o problemă în întemeierea unei familii. Adică mergem de aici, ne întâlnim, lucrăm într-o parte, nu avem nimic cu nimeni absolut, credința ortodoxă, cu toate că citim în Sfânta Scriptură, este un domn, o credință și un botez.
Deci un domn, o credință și un botez, dar când mă întemeiez familia, mă gândesc foarte bine înainte de aceasta. Eu nu pot să mă căsătoresc în fața lui Dumnezeu să primesc binecuvântarea cu unul care are altă credință. Mă pot căsători cu el dacă el renunță la credința sa, se botează la credința ortodoxă și dorește să se întemeieze o familie creștină, nu numai doar pentru tine, ci pentru faptul că a ajuns la cunoașterea adevăratei credințe. Și atunci poți întemeia această familie. Noi ne întâlnim în străinătate, te trezești, iar își vin acolo, că s-a întâlnit vid, nu dau nume, o credință sau alta, sau chiar în afara creștinismului și dorește să se căsătorească, sau mai mult decât atât, el este, nu este creștin și vrea să fie naș de botez la tine pentru că lucrezi împreună cu el și te respectă pe tine. Deci nu se admite așa ceva, pentru că nașul ce înseamnă? Mărturisește credința în Dumnezeu până tu ajungi la vârsta care se cunoște adevărul. Și atunci ce să-l măsurăcească el pe Hristos dacă nu are pe Hristos? Deci să fim foarte atenți la aceste lucruri. De asemenea, hirotonia este impediment la căsătorie. Dacă ești hirotonit sau dacă ai pus votul monahal, nu te mai poți căsători. Deja prin votul monahal tu ai jurat în fața lui Dumnezeu cele trei voturi, sărăcia, păstrarea curățeniei și lipsa iubirii de argint, deci toate acestea, n-ai nevoie de ele, tu ai murit pentru viața aceasta. Iar hirotonia, sigur că în moment ce ai primit hirotonia, nu te mai poți căsători. Deci sunt toate acestea impedimente la căsătorie. De asemenea, constrângerea, răpirea. Știu foarte bine, când eram mic acasă, de unde sunt eu, se spune așa, cutare a fugit cu cutare. Nu era un obicei ortodox. Adică părinții se împotriveau și ce făceau? Mergeau la bal seara tinerii, lua fata și pleca undeva la rud, în alt sat, sau atunci nu era atât de departe, la Brașov sau la București, în alt sat, și a fugit cu ea. Deci înainte de căsătorit, putea foarte bine să spun, mamă mi-e drag, tată mi-e drag, mă înțeleg cu el, cred că pot întemeia o familie, discuta deschis cu părinții, de aceea trebuie să discutăm foarte deschis cu părinții noștri aceste probleme, că sunt foarte importante, și nu un prieten de lângă noi de aceeași vârstă ne dă răspuns la toate întrebările, ci părinții noștri care au trecut prin aceasta și care ne iubesc necondiționat. Și dacă nu, părinții au răspuns la acesta, avem duhovnic, părinte, nu pentru că el l-a cunoaște pe toate, dar niciodată duhovnicul nu spune părerea lui personală, nu este subiectiv, ci spune părerea, legea dumnezeiască, iar legea dumnezeiască este veșnică, pentru că Dumnezeu este calea, adevărul și viața. După aceea, bigamia. Nu te poți căsători să ai aici o soție aici, una să ai în America, una să ai în Spania sau în altă parte. Deci nu spun, doar ca să spun aceste cuvinte, că se întâmplă aceste lucruri tragice, care destramă familii și aduc atâta necaz și atâta suferință la copii. Apoi, timpul când vrem să dorim să întâlnim o familie. Când trebuie să ne cununăm? Și aici sunt foarte multe probleme și dumneavoastră sunt sigur că sunteți mesagerii tuturor celor care doresc să se căsătorească și poate și dumneavoastră. În primul rând, pentru a ne feri de a greși atunci când ne temă, să ținem legătura cu duhovnicul nostru și el ne sfătuiește. Deci cu preotul satului, cu oricine, să ne sfătuim cu el când vrem să facem o căsătorie. În primul rând, nu putem să ne căsătorim în cele patru posturi de peste an. Nu putem să ne căsătorim miercurea și vinerea, pentru că sunt zile de post. Adică miercurea a fost prins Hristos, vinerea a fost răstignit Hristos și este o ofrandă noastră, o mică jertfă, adică renunț în ziua aceea ceea ce este mângăduit a doua zi, să mănânc sau să mă distrez în ziua aceea, pentru marea jertfă a lui Hristos. Deci Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să mă mântuie pe mine, iar eu în zi de vineri încerc să... Nu se întâmplă așa ceva, vinerea. Nu, parcă generalizăm această distracție și în ultimul timp ce s-a remarcat, că pentru faptul că sunt foarte multe cununii, se îngrămădesc cununiile, datorită celor care pleacă în străinătate și acolo s-au cunoscut și vin în vacanță în luna august sau în luna septembrie, toate cununiile se aglomerează în lunile acestea și atunci fac nuntă vinerea și botez vinerea. Și pentru acest motiv, uitând că vinerea este zi de post, dar nu țin cont că s-ar putea ca datorită acestei zile și petrecerii, căsnicia lor să nu meargă și să aibă consecințe grave sau chiar copii.
Și nu numai din motivul acesta, ci din alt motiv pe care dumneavoastră îl cunoașteți foarte ușor. Vinerea după masă începe weekendul și atunci îți convine foarte bine să o începi de vineri după masă, fie în oraș sau fie în afara orașului, la cabane ale una sau altora, te destrezi trei zile de n-ai treabă cu nimeni. Deci uiți de Dumnezeu și apoi de luni începi ca să vii iară la servici. Deci pentru servici ai de luni până sâmbătă, de dimineață până seara lucrezi. Dar nu mai timp pentru sufletul tău, pentru Sfânta Liturghie, n-ai timp o oră. N-ai timpul acela și n-ai timp într-un an de zile să-ți programezi nunta în zi de duminică, așa cum rândește biserica, după Sfânta Liturghie, pentru că căsătoria reprezintă un moment foarte important din viața ta și dorești ca viața să fie fericită. Și dacă Apostolul Pavel cum spune? Cine se luptă după lege, primește cununa. Și noi dacă vrem să dobândim cununa, să dobândim această fericire aici pe pământ, dar să și moștenim viața veșnică, atunci să facem nunta atunci când trebuie. Nu putem face nuntă pe 29 august, terea capă Sfântul Ioan, de ziua crucii, 14 septembrie. Nu putem să facem nuntă în săptămâna luminată, în săptămâna albă, în ajun și în zile de praznice împărătești. Pentru că în ziua cincizecimii, duminica mare, Sfântul Duh se coboară, întemeiază biserica, este ziua nașterii noastre, deci a bisericii, ziua când trebuie să venim la mama noastră, că biserica este mama noastră. Nu spunea Sfântul Ciprian, cine n-are pe biserica ca mamă, nu are pe Dumnezeu ca tată. Și atunci, în ziua aceea, cum fac? Mă duc și îi mulțumesc Dumnezeu pentru faptul că Duhul Sfânt coboară, sfințește și transformă viața noastră din rău în bine, în mai bine și în desăvârșire. Dispensa. Este bine știut că în momente deosebite se acordă dispensă de către ierarhul locului sau chiar de Sfântul Sinod în cazuri cu totul deosebite. Adică chiar și în momente de doliu. Ai fixat nunta. Duminică, sâmbătă, a murit unul din familie. Deci dacă toată nunta, asta nu înseamnă că e păcat să faci cununia religioasă. E păcat să ai Iisus. Atunci trebuie să fii altfel. Ai făcut cununia religioasă, lumea se distrează că n-a murit cineva din familie, că e treaba lor, dar tu trebuie să fii demn. Să fii cu respectul acesta cuvenit unui membru din familie și atunci se acordă această dispensă, nu pentru că ca să te simți tu bine, ci și Dumnezeu îngăduie acest lucru, pentru că căsătoria este într-adevăr o taină care se face, cum spunea Apostolul Pavel, în Hristos și în biserică. Desfacerea căsătoriei, așa am ajuns la ce am spus mai înainte, se face pe două căi. În primul rând, o desfacere naturală, prin moarte, prin deces, și una prin divorț. Acea prin deces o înțelegem fiecare și de ce motiv se face prin divorț. Spuneți chiar Sfânta Scriptură că unul din motivele pentru care am putea să desfacem căsătoria este adulterul. Deci dacă ai prins pe soțul sau soția în adulter, poți să desfaci căsătoria fără conștiința că ai săvârșit păcatul. Și mai mult decât atât, am citit la în capitolul 83, în pravila cea mare, că și maltratarea și permanenta conduită proastă a soțului față de soție, când este supusă maltratării, ai putea să desfaci căsătoria. Apoi, refuzul de a aduce pe lume copii. Te-ai căsătorit, nu vrei să aduci pe lume copii. De asemenea, îți îngăduie biserica să iei alte soții ca să aduci, pentru că scopul căsătoriei nu este numai de a te bucura de această intimitate cu soția ta și cu soțul tău, fără responsabilitatea și împlinirea poruncilor lui Hristos, creșteți, vă mărciți și stăpâniți pământul. Și mai este încă una, desfacerea căsătoriei, neputința împlinirii datoririi conjugale. Dar mai este un singur lucru ce vreau să vă spun. Toate acestea, dacă se întâmplă într-o familie, nu ești obligat să divorțezi dacă vrei tu, că aici intervine și iertarea. Adică, dacă ești în stare să ierți și dacă ești în stare să treci peste o greșeală, poate la un moment dat o minte întunecată, dar persoana de lângă tine nu este așa, nu este înclinată permanent spre păcat, pentru că ai copii. Și pentru că
dorești ca să ierți că și Hristos ne-a dat, noi poți merge mai departe în voia cea bună, fără ca să vină cineva, desparte-te pentru că uite ce s-a întâmplat. Depinde de tine și depinde de felul cum înțelegi tu să dorești mai departe ca să dăinuiască această familie. Dar știți proverbul nostru popular, înțelepciunea românului, unde e dragoste puțină, lesnei ia ca ta pricină. Iar părintele Arsenie Papacioc spunea un lucru pe care că l-am reținut foarte bine, dacă vrei, ești credincios, ai 1001 de motive ca să crezi în Dumnezeu și să, referindu-ne la această, la căsătorie, să meargă căsătoria mai departe, dar dacă nu vrei să fii credincios, dacă nu vrei să întemeiezi o familie și vrei neapărat să desparți, nu ai niciun motiv ca să mergi mai departe. Doar poate unul singur, moartea. Deci, în felul acesta ar trebui să gândim creștinește. Și este încă un lucru pe care vreau să vi-l aduc la cunoștință, alt impediment și alt lucru deosebit de grav, incestul. Aici vreau să vă citesc doar nu din punct de vedere religios și teologic, ci din punct de vedere medical. Despre incest, câteva cuvinte. Avem de-a face cu un dezechilibru psihic și genetic cu consecințe incalculabile. Fenomenul crește infracționalitatea și bolile cu transmitere sexuală. Geneticienii avertizează faptul că copiii născuți în astfel de relații, dacă vor supraviețui, vor avea boli genetice grave pentru care nu există tratamente. În timpul diviziunii cromozomiale pot apărea aberații cantitative și calitative de la cariotipul uman, produși de concepție, au un fond genetic comun, sindromul XXY, mai departe, așa, sindromul boli care degenerează. Sarcina rezultată poate determina avort spontan sau naștere de copii morți. Și spune mai departe acest articol din Tinerii Azi, a renunța la incriminarea incestului, că a fost o încercare și legală de a se renunța la incriminarea incestului, înseamnă că orice perversitate din partea taților, vitregi sau natural, a fraților sau a propriilor surori sau oricare alte persoane în grad de rudenie apropiat poate fi explorată. Prin urmare, avem de-a face cu o dezechilibrare a genealogiei, pentru că un eventual copil născut în astfel de relație poate avea ca părinți, ca o mamă, iar tatăl poate fi de fapt bunicul sau unchiul sau fratele său. Am citat din incestul și mă bucur că am această ocazie a fiicei mele care a terminat medicina și acum este medic rezident. Și nu în ultimul rând, prostituția. Este și un articol al lui Andreea Bivol, tot în această carte, că astăzi am citit, și spunea un singur lucru, este student în anul 2 și mă bucur că tinerii au astfel de preocupări. Cel mai grav lucru în această problemă, dincolo de marele păcat, care degradarea demnității umane a femeii, deci creația ființa lui Dumnezeu, această problemă este că prin posedarea femeii ca o prostituată, prin folosirea ei ca obiect sexual, se produc grave mutații în sufletul și psihologia sau mintea bărbaților. Criza familiei într-o societate bolnavă înseamnă copii părăsiți, lipsiți de căldura unui cămin, lipsa unei educații sănătoase, aflați într-o derivă existențială, droguri, alcool și atâtea și atâtea lucruri grave care le vedem printre noi. Cum poate să dăinuie o căsnicie? În primul rând, trebuie să fie trainică. Ca să ajungem să sărbătorim și nunta de aur, și nunta de argint, să ne putem bucura de copii și de nepoți, așa cum ne rugăm noi la taina cununiei, să ajungi să vezi pe fiii fiilor tăi, să ne binecuvânteze Dumnezeu, căsătoria trebuie să fie trainică și trebuie să îndeplinim porunca lui Dumnezeu, ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Adică nimic să nu intervină între soț și soție, niciun cuvânt aruncat de un prieten la servici, am văzut-o pe soția ta, nu știu ce făcând, nici să nu credem treaba aceasta, ci să fim deschiși, foarte deschiși, să comunicăm cu cel de lângă noi, cu soțul sau soția noastră, și atunci când avem suspiciuni să-l întrebăm și să avem discuția cea mai clară și să ne convingem de sentimentele pe care avem unul față de celălalt. Dar unde este iubire? Citiți la Corinteni capitolul 13,
dragostea îndelung rabdă, nu caută ale sale, toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, dragostea nu cade niciodată. Unde este dragoste, atunci ești și răbdare, ești și iertare, ești și iubire și sunt atâtea și atâtea lucruri. Scopul căsătoriei, în primul rând, este nașterea de copii. Deci ne căsătorim cu un scop bine definit, aducerea pe lume a copiilor. Este o mare binecuvântare și copilul nu numai că este împlinirea poruncii Dumnezeu, este o împlinire a noastră. Sunt oameni care doresc să aibă copii și nu au. Doresc și plâng și se roagă. Sunt oameni care pot să aibă copii și îi aruncă și nu îi aduc pe lume sau îi abandonează. Sunt două porunci în fața lui Dumnezeu. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie bine, să fie mulți ani pe pământ, dar și celălalt. Deci, această poruncă sunt a zile de bătrâni pline de părinți și de bunicii noștri, înseamnă că noi de multe ori nu îndeplinim această poruncă, dar și invers sunt multe orfelinate de copii abandonați care poate așteaptă să vadă cine este mama, cine este tatăl și care când ajung mari, sigur că sunt înlăturați din această societate, dar urma, când ne vom prezenta în fața lui Dumnezeu, sigur că vom da socoteală pentru fiecare faptă. Fie că suntem copii care n-am respectat părinții, fie că suntem părinți care nu ne-am făcut datoria față de copiii noștri. Apoi, al doilea scop al căsătoriei este ajutorarea reciprocă. Nu este bine să fii omul singur pe pământ. În tinerețe de asta este frumoasă, dar omul îmbătrânește. Omul se maturizează și apoi îmbătrânește. Vin și momente când ai nevoie de ajutorul celuilalt. Vin momente în care trebuie să îl ajuți pe patul de suferință. Ori în momentul în care l-ai abandonat pe patul de suferință, înseamnă că n-ai dus crucea până la capăt. Înseamnă că l-ai abandonat și știi foarte bine când a trecut levitul și preotul pe lângă cel care sunt de drăhaș, apoi a trecut samarineanul. Deci cel de lângă tine trebuie să-l ajuți până la capăt. Atunci să-l ajuți pe om când a căzut în necaz. Nu atunci când este bine, ca să fii prieten cu el. A căzut în necaz, îl ridici și mergi mai departe. Deci ajutorarea reciprocă în toate împrejurările vieții, pentru că numai așa o familie este fericită și nu în ultimul rând, deci unul dintre scopurile căsătoriei este și ocrotirea moralității. Adică, în momentul în care te-ai căsătorit, gândurile tale, visurile tale, ceea ce îți imaginația ta nu trebuie să mai lucreze pentru că ai lângă tine cel pe care îl iubești și cu care ți-ai întemeiat o familie și apoi ai copii și te poți bucura de toate aceste în binecuvântarea lui Dumnezeu, ne uitând niciodată că ai putea să moștenești și împărăția lui Dumnezeu. Iubirea față de copii, sigur că este aceea pe care trebuie să o dăm fiecare dintre noi. Pentru că copiii văd în noi, în primul rând, ceea ce i-am format fără să vrem. Dacă văd în noi un om corect, vor fi corecți. Dacă văd un om rugător, vor fi rugători. Dacă văd în noi un om iertător, vom fi iertători. Dacă văd în noi oameni care permanent nu se duc la biserică, nu se roagă, totdeauna au motiv de a justifica păcatul lor, așa vor fi și copiii noștri. Și suntem absolut răspunzători în fața lui Dumnezeu de acest lucru, pentru că copiii sunt încununarea trăirii noastre aici pe pământ, dar, repet, și justificarea noastră în fața lui Dumnezeu. În această privință, sigur că am notat aici, pentru că trebuia să-l anunț pe Părintele Nicolae Tanase, care, în marea sa grijă de a îndeplini și slujirea sacerdotală la altarul Sfânt al Bisericii, sigur că s-a extins și această latură deosebit de filantropică, aceea, prin societatea care o are, prin faptul că are grijă de copiii chiar nenăscuți și născuți, nu numai în perioada când sunt mici, ci și după aceea, este un mare merit, o mare jertfă și pentru aceasta, sigur că eu sunt onorat și umilit în acel timp, pentru că n-am putut să ascultăm
conferința lui și dumneavoastră ați fost nevoiți să ascultați umilile mele cuvinte în această seară despre familia creștină. Vă mulțumesc. Dacă dumneavoastră vreți să mă întrebați ceva, v-am spus, vă răspund cu toată dragostea. Dacă aveți bilețele scrise, îi trimiteți și de toți în turmă. Dacă aveți ceva întrebări, vă se bine. Da, dacă mă găduiți, am un spirit de glumă, chiar am cerut, am părerea cuiva și am spus cam așa. Părintele trebuia să conferențeze Părintele Nicolae din Varea Plopului și v-a conferențiat Părintele Nicolae din Plop. Deci, dacă te-ai interesat, să răspunde. Mă gândeam ca să citească Părintele și să vină la masă cu dumneavoastră. Da, cum? Vorbea despre rudenia spirituală. De exemplu, cineva a botezat un copil. Mama acelui copil are o soră. Nașa are un fiu. Nu e așa că o eventualitate legătură nu mai spune căsătorie între fiul nașei și sora mamei copilului botezate cu neputință, deci între naș și fiu este gradul 1. Între nașă și vorba despre sora nașă. Între nașă și sora ei sunt două grade. Nu? Așa, sora mamei. Nu? Între fiul nașii și sora mamei. Copilul e botezat. Nu, deci fiul nașei și între nașa este un grad. Așa. Între sora mamei și mama copilului sunt două grade. Deci sunt trei grade de rudenie. Deci e interzis până la gradul al treilea din punct de vedere spiritual. Așa spun canoanele. În cazul acesta, dacă această legătură există și sunt copii, deci arhiereul sau Sfântul Sinod poate da, așa spun canoanele, și am consultat canoanele pentru că, din fericire, eu mă pricep. Sunt nevoit să consult canoanele, se poate da dispensă până în gradul al doilea. Da. Hai să vezi, dacă nu... La rudenia spirituală mai era o situație, de exemplu, dacă se botează în aceeași apă doi copii, aceia nu se mai pot lua, spuneam Părintele Plopa, că au devenit rudenii spirituale, că s-a coborât Sfântul Duh și ei s-au unit spiritual cumva, pentru că în aceeași apă s-au botezat. După biserica, canoanele Bisericii Ortodoxe Române, rudenia spirituală se face între naș și fiu, între naș și fiu, și între nașă și mama fiului. Atât. Deci, când s-a botezat, nu există niciun fel. Deci se spune în popor că sunt cu metri, sau copiii cei care sunt botezați, fie că e bărbat sau femeie, deci nu se înfiripează niciun fel de rudenie spirituală, pentru că în prima zi a cincizecimii s-au botezat în apa aceea ca la 3.000 de suflete și s-a pământat biserica și n-au devenit toți frați între ei. Deci ați înțeles. Deci nu este impediment la căsătorie. Același naș, dar între ei nu este niciun fel de rudenie spirituală între copii botați de același naș. Am spus, între naș și fiu. Nu este niciun grad de rudenie. Sigur, asta că am consultat. Nu știu, am încercat din ce mă confrunt eu aici la episcopie. Deci, în jumătate de oră am vrut să văd să, restul, celelalte laturi sunt foarte... Despre familia creștină se poate vorbi, poate odată o să fim ascultați arestari.
în general, expozând aceste termene legale și canoane tributare despre importanța familiei și rostul familiei, rostul copiilor, se poate vorbi foarte mult. Dar eu atât am putut să vorbesc în seara aceasta. Eu vă mulțumesc. Dacă nu mai aveți întrebări, poate mai este acolo o întrebare. De cei care au botezat același copil, dacă se pot căsători ulterior. Se întâmplă în astfel de cazuri, de cei se pot căsători. Nu este legătură spirituală între cei doi. Dar ce se întâmplă? Din doi, bărbat și femeie, fată și băiat, ei deja trăiesc unul cu altul. Deci aici e greșeală. Și atunci ei trăiesc în desfrânare. Înțelegeți? Sunt într-o stare de concubinat, într-o stare de păcat. Și în această stare de păcat nu poți să fii naș la copil, pentru că a fi naș la copil înseamnă a fi om credincios, om moral, în sensul acesta. Dar dacă unul dintre ei renunță ca să se, așa, să nu mai boteze și celălalt, în sensul acesta nu se primește la botez, pentru că dacă vii, noi suntem amândoi, vrem să botezăm, sau mai grav, suntem amândoi prieteni de 7 ani, sau încă nu ne-am cunoscut, dar vrem să cununăm pe cineva. Dar cum să cunun dacă tu nu ești tu cununat? Deci n-ai cum să fii părinte spiritual dacă tu nu ești familist. Deci în sensul acesta nu pot boteza prieteni și prietenă care vor să căsătorească la un copil. Pot boteza doar dacă ei sunt curați în fața lui Dumnezeu și nu au legătură intimă unul cu altul. Nu trăiesc în păcat. Dar dacă vin în fața ca să boteze pentru că sunt prieteni de familie, toți așa au această legătură, sigur că nici pentru copil nu-i bun, pentru că nici nu trebuie să pui naș la copil pentru că este avut sau pentru că este foarte important, dacă nu este unul moral, este unul credincios, unul care se poate să dea mărturii în fața lui Dumnezeu pentru ca să crească acest copil în frica de Dumnezeu, pentru că pe lângă părinți și nașul are o mare responsabilitate. Noi de multe ori nu ne mai cunoaștem fiind cel care botează foarte mult, dar suntem responsabili în fața Dumnezeu și de copiii pe care îi botezăm sau îi cununăm pe tineri. Cum să ne creștem bine copiii în condițiile grele de materialism și moralitate actuale. A venit la Mântuitorul, tânărul bogat din Evanghelie și nu numai el. Învățătorule bune, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? La toate întrebările pe care omenirea și le-a pus încă de la începutul lumii, despre moarte, despre viață, despre felul cum să trăim și felul cum să murim, răspunsurile ni le-a dat însuși Dumnezeu prin întruparea Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Păzește poruncile. Dar rămâne veșnică întrebare, ce să facem? Ce să facem să moștenesc viața veșnică? Ce să fac ca să mă pot bucura și în lumea aceasta de toate bunătățile, să mă întemeiez o familie, să am copii, să am și eu o casă, să mă pot bucura și de concediu, să mă duc într-o parte sau în alta, dar să nu îmi pierd sufletul. Într-o lume atât de desacralizată, Dumnezeu este veșnic. Porunca lui Dumnezeu, legile lui Dumnezeu, morale, ale lui Dumnezeu, nu ale oamenilor, sunt veșnice. Cele omenești se schimbă după cum vine unul sau altul, după conducerile care vin. Dar cine păzește permanent legea lui Dumnezeu, acela, la un moment dat, chiar dacă are necazuri, nu înseamnă dacă ești credincios, nu ai necazuri, să știți că nu aceasta este explicația. Deci nu înseamnă neapărat că dacă ești bucat trebuie să mergi în iad și dacă ești neapărat sărac trebuie să mergi în rai. Deci nu acest lucru, nu starea în care ne aflăm mântuiește sau pierde pe om. Așa este și cu ce trebuie să facem cu copiii noștri, să educăm. În primul rând, să nu lipsească rugăciunea a noastră. În al doilea rând, nu îndemn la bătut niciodată copiii. Niciodată. În sensul figurat sau Solomon înțelept spunea, cine cruță varga, pierde fiul. Adică de mic să-l învățăm, nu neapărat, nu trebuie să-l batem pe copil, dar în sensul că trebuie să-l învățăm de mic ce înseamnă bine și ce este rău, nu după legea lumii acestea. Acum să devagăm puțin de la ce se întâmplă. Văd copilași care au 2 ani, 1 an de zile, care nu știe, el încă e cu muci la nas, dar are el e băiat, dar are cercel în ureche și-l poate și în nas. Are codiți după modă. El nu știe pe ce lume. Cine e vinovat? El sau părinții lui? S-a întrebat
Cine e vinovat de s-a născut bolnav sau de este bolnav el sau părinții lui? Deci, în primul rând, să nu lipsească credința părinților, să nu lipsească participarea la spovedanie și la Sfânta Împărtășanie și educația. Să avem în casă cărți sfinte, să avem ceaslov neapărat, sunt rugăciuni extraordinar de frumoase în ceaslov, să avem acatistieri, să avem Sfânta Scriptură, să avem viețile sfinților, pentru că fiecare zi corespunde unui sfânt care a trăit și nu există ca sentimentele pe care a trăit unul sau altul, sau din viețile sfinților, nu există ca o stare sufletească să nu se regăsească și în ființa noastră. Și ei au avut necazuri și greutăți, l-au depășit cum? Cu răbdare, cu rugăciune, cu credință. Deci putem într-o lume atât, bineînțeles, acum lumea pleacă într-o parte sau în alta, ne trezim de multe ori. De multe ori în fața faptului împlinit și nu avem ce face. Dar și atunci, gândiți-vă la un aspect pe care l-a făcut fiul risipitor. Deci în momentul în care s-a trezit din păcatul în care se afla, a spus, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi spune, tată, am greșit la cer și înaintea ta. Deci alergăm în brațele și în curțile împărăției lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va cuprindele în brațele iubirii sale. Să ne punem nădejdea noastră și viața noastră, să ne dorim lui Dumnezeu și așa cum mama fericitului Augustin plângea pentru faptul că era îngrijorată de viața tinerească a lui fericitului Augustin, deci nu se poate să piară copilul unor atâtor lacrimi. Deci lacrimile și rugăciunea fac ca porțile lui Dumnezeu să se deschidă și pentru copiii noștri și sunt absolut convins că dacă nu astăzi sau mâine, la un moment dat Dumnezeu ne va răspunde și ne va da ceea ce este bun copiilor noștri. Dar de multe ori noi nu cerem ceea ce, cerem ceea ce dorim noi, Doamne, să fie acolo. Dar poate Dumnezeu nu vrea să fie acolo. Poate Dumnezeu vrea ca să fie altceva. Noi vrem să fie fotbalist pentru că să câștigi bani. De poate vrea să fie preot sau călugăr. Deci, dar în orice, deci noi să cerem, Doamne, rânduiește copilul meu ceea ce este mai bun și de folos după voia Ta să se facă spre folosul aici pe pământ, dar și spre folosul mântuirii. Și Dumnezeu ne va răspunde de grab și la această întrebare. Poate fi nasul tânăr, tânără de 16 ani? Da. Deci unul care mărturisește credința în Dumnezeu nu poate până la 7 ani. De la 7 ani înainte, care este responsabil în fața lui Dumnezeu, poate să fie naș la un copil. Pentru că pe lângă nașul acesta și părinții contribuie la educația lui și apoi și preotul. Deci un copil de 16 ani, o tânără sau o tânără, poate fi naș la botez. Dacă doi tineri luați, băiat și fată, botează un copil, cei doi tineri apoi se pot căsători? Deci am răspuns... Doi tineri curați, da. Se pot căsători. Doi tineri, dacă sunt curați în fața lui Dumnezeu, ei se pot căsători. V-am spus că nu se, între cei doi, nu este, deci legătura este direct între naș și fiin, între fiin și mama, între nașă sau naș și mama fiinului. Deci este un triunghi. Gradul 2 până la gradul 3 de rudenie. Este îngăduită citirea psaltirii cu familia sau individual, în mod curent, ca obișnuință. Sunt restricții, este recomandată. Mai degrabă ar sta soarele în loc, spun Sfinții Părinți, decât ar înceta citirea psaltirii. Psaltirea este o carte în care îl lăudăm pe Dumnezeu, găsim nimicnicia sufletelor noastre, de multe ori ne regăsim acolo, cât de păcătoși suntem. Dar eu când citesc Psalmul 50, miluiește-mă Dumnezeu după mare mina ta, șterge fără de cea mea, mă regăsesc în acest psalm. Citiți dumneavoastră viața unui erou. Fiecare a citit o carte de beletristică, de istorie. Vezi eroul cu tare, frumos, deosebit, bogat, miluitor, apare într-o parte și în dreapta, în parte, bunătăți. Îi apără pe cei săraci, îi dezrobește pe cei robiți. Parcă te regăsești și tu acolo când te vezi. Parcă vezi, păi, parcă așa aș vrea să fiu și eu. Dar când citești rugăciunea patra de la Sfânta Împărtășanie, ce rău n-am făcut înaintea Doamnei, ce păcat n-am săvârșit cu cuvântul, cu lucrul, cu fapta, desfrânare și pe desfrânare și câte acolo te regăsești. Depinde ce vrei să vezi
în rugăciunea pe care o faci înaintea Dumnezeu. Deci să prinde, să te regăsești în fiecare lucru. Nu este păcătos pe pământ ca Dumnezeu să nu-l poată mântui. Dar nu este om atât de drept încât să n-aibă nevoie de ajutorul Dumnezeu. Toți avem nevoie de ajutorul Dumnezeu. Tot la Arsenie Papacioc a citit, dar Dumnezeu sănătate, Dumnezeu se supără mai puțin atunci când păcătuim noi. Nu că ar trebui să păcătuim, dar dacă ne îndreptăm, decât atunci, mai mult se supără atunci când nu vrem să ne întoarcem, să se cerim ajutor. Deci e omenește, nu? Fierare cumar omenește, perseverare diabolică. Deci atunci, în momentul în care perseverezi și insiști, în păcat înseamnă că ai o problemă. Dar când dorești să te îndrepți, dar nu te poți îndrepta de unul singur. Deci în încercarea noastră, dacă încercăm să ne îndreptăm de unul singur, ratăm această îndreptare 100%. În ce sens? Pentru că de unul singur nici omul nu s-a putut mântui. A fost nevoie, deci îngerii din cerul, prorocii Vechiul Testament n-au reușit ca să ridice pe om la Dumnezeu, pentru că omul era în stare de păcat și de blestem. A fost nevoie să vină Hristos. Deci în îndreptarea noastră este nevoie neapărat de harul lui Dumnezeu și de ajutorul semenilor noștri. Avem nevoie unul de celălalt. Poruncă vă dau vouă să vă iubiți unul pe altul. Deci poruncă să vă iubiți unul, să vă iubiți și să vă îngăduiți unul pe celălalt. Deci dacă ne iubim și ne îngăduim și dacă cerem harul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a dat gratuit, pe cruce, cum dobândim harul lui Dumnezeu? Prin rugăciune, prin participarea noastră la Sfânta Liturghie, cea mai mare slujbă în care Hristos ni se oferă. La fiecare liturghie El ni se oferă gratis. Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Beți sângele meu. Și omul spune nu. Deci Dumnezeu te cheamă și tu spui nu. Când nu vrei, pentru că ești tânăr, pentru că ești puternic, pentru că ți se datorează ție. Deci în momentul în care ai conștiința că în viața aceasta totul ți se datorează și de fapt nu ni se datorează nouă nimic. Totul este harul și binecuvântarea Dumnezeu. Este economia lui Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu. Toată viața noastră este un dar, cel mai mare dar. Și toate darurile pe care le avem, tot la Dumnezeu le avem. Că nici un păr din capul omului nu cade fără voia Dumnezeu. Și atunci, în momentul în care noi cerem ajutorul, ne putem mântui. Și nu spunea Părintele Cleopa, cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. Întrebăm. Și când întrebăm, deci știți foarte bine, pilda aceea minunată, când un călugăr era îmbunătățit extraordinar, nu mai știu numele. Nu vine acum când m-am pregătit să spun treaba asta. Și nu știa un răspuns la o întrebare. S-a frământat ani de zile. Cum, Doamne? S-a rugat, să postea și nu mânca, și să ruga, și iară, dimineața până seara. Dumnezeu nu i-a descoperit. La un moment dat spune, nu știu această întrebare. Și atunci, peste vecinul său, peste un deal, două, trei, patru, știu, un cam pustie, era colegul lui, alt rugător. Mă voi duce acolo. Și în momentul în care mă voi duce la el să-l întrebă, i s-a luminat mintea. Deci, în momentul în care s-a hotărât să se smerească, nu creadă că le știe el pe toate. Atunci când ai autosuficiența pe toate le știu, înseamnă că atunci ești cumva supus unei greșeli. Și în momentul în care s-a gândit ca să-l întrebe pe aproapele său, pe celălalt duhovnic, atunci i-a luminat Dumnezeu mintea și a primit răspuns la întrebarea respectivă. Așa este și cu viața noastră, iubiților ascultători. Deci cu întrebarea, cu smerenia, cu rugăciunea, cu postul, aripile sufletului, acestea sunt rugăciunea, postul, putem ca să dobândim și să dobândim harul lui Dumnezeu, așa cum am spus, prin Sfânta Liturghie, prin Sfintele Taine, nu? Sfântul Maslu, de cineva bolnav între voi, Iacov 5 cu 14, să cheme preoții bisericii, să se roage pentru el, umblându-l cu delea sfințit, rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav, de va fi cu păcate, se vor ierta lui. Deci avem nevoie unul de celălalt. Gândiți-vă la un singur aspect. Petru a fost cel din tâi chemat la apostolie. Era numit verhovnicul, era mai bătrânul dintre ei. Apostolul Pavel, chemat mai târziu la apostolie pe drumul Damascului, știți foarte bine acest episod, era luptător împotriva creștinilor, era învățat, era filozof, crescut la școala lui Gamaliel, era împuternicit să meargă să aducă pe creștini, să arunce în arenele circurilor, să-i dea la animale, pentru că el era legea Vechiul Testament. N-a cunoscut atunci pe moment, ca și poporul evreu, vremea cercetărilor. De aceea a spus, se va lua de la ei împărăția, să-l dea poporul care crede. Că atunci, în momentul când s-a întâlnit, Doamne, cine ești? Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și unul și celălalt aveau îndreptățite un singur lucru. Era o dispută între apostoli, cum să primească pe iudaizanți la creștinism.
să mai fie tăierea împrejur, să mai fie tăierea împrejur și celelalte. Și atunci putea Petru să spui foarte bine, eu sunt primul chemat, Domnule, eu sunt asta la picioarele, așa, atâta timp, Mântuitorului. Așa să faceți. A venit Pavel, putea să spună el, stai puțin, eu m-am întâlnit cu Hristos, față către față, am vorbit cu el și am văzut și mi-a spus, în vecinii martori până la marginea pământului, așa să faceți. Dar ei n-au făcut așa. Pentru că nici unul, nici altul nu deține adevărul. Nu este o infaibilitate papală. Nu este infaibilitatea unui om. Este o comuniune sobornicească. Răspunsul la întrebările existențiale ale noastre le găsim în comuniunea bisericii, adică în hotărârile sinodilor bisericii noastre ortodoxe, și când toți, unii sunt doi sau trei sau mai mulți, voi fi și eu în mijlocul lor. Trebuie să întrebăm și să trăim în comuniune și să ne smerim puțin în fața celuilalt, că dacă ne smerim puțin în fața celuilalt, cât de cât, înseamnă că acolo este și Duhul lui Dumnezeu. Unde nu e Duhul lui Dumnezeu, acolo nu este iubire, nu este smerenie și atunci nu știu în ce măsură Dumnezeu primește viața noastră sau sufletul nostru, unii dorim noi împărăția sa. Da, dacă puteți să mă întrebați așa dacă mai doriți. Fără și în fine. Vreau să spun ceva la că spuneați că deși e greșit să se căsătorească din mijloc, dar totuși sunt de angură de aur pentru că știa că este despânare în lume, recomanda părinților să se căsătorească de la 14 ani, pentru că chiar dacă ar cădea ei să fie în cadru de, să fie deja căsătoriți, ca să nu... Că tânărul este tentat să cadă în curvie și atunci dacă ar fi deja căsătorit. Știu și eu chiar și citatul. Deci, sculatul de devreme și căsătoria, sculatul de dimineață și căsătoria de vreme, ferește omul de două mari păcate. Primul, când te scoli de dimineață, te scutește de lene, care e tot păcatul lui Dumnezeu, iar căsătoria de grabă, sigur că te ferește de păcat și de imoralitate. Ți-am spus că sunt dispense, cazuri și cazuri. Dar dacă te căsătorești toată lumea la 14 ani, copii cu copii, nu se poate. Sunt cazuri excepționale într-o parte noastră, dar dacă copilul acesta este roda rugăciunii și crescut în frica de Dumnezeu și știe limita, nu trebuie să forțăm noi destinul nostru, toate la timpul lor. Pentru că alta este strălucirea soarelui, alta a lunii, alta a stelilor, deci toate la timpul lor. Este un timp și apoi până la 14-15 ani, deci dacă statul nu îngăduie, deci ca creștin trebuie să fii și răbdare, trebuie să ai și o mare smerenie, trebuie să ai și o mare rugăciune. Dar sunt cazuri și cazuri, sunt excepții, nu facem regulă din acest lucru. Deci știu și ceea ce spun Sfinții Părinți, tocmai pentru că acum este și concepția aceasta. Nu sunt căsătorit, dar el de 7 ani căsătorit în fond. Nu-i căsătorit, stă în concubinaj. Nu, a meu nu-i căsătorit, rezist așa, de el are închiriată cameră la liceu fiind cu prietenul său. Nu-i glumă. Deci toate acestea se întâmplă cu acordul părinților. Dar aceasta, eu știu, aceasta este regula. Dacă nu poți să trăiești fără bărbat, căsătorește-te. Dar fel ajungem la ceea ce s-a întâmplat cu convorbirea dintre Mântuitorul nostru Iisus Hristos și femeia samarineancă. Adă pe bărbatul tău, n-am bărbat. Deci în loc de lume era foarte cinci, n-am bărbat. Bine zici că n-ai bărbat, că ai avut cinci. Și cel cu care trăiești acum nu ți este bărbat. Deci în fața mea, în fața lui Dumnezeu, nu ți este bărbat. Deci tu trăiești în păcat. A descoperit-o. Deci una este să pari în fața, de ce nu ți asumi responsabilitatea căsătoriei? Ești un an întâi de facultate, nu poți trăi fără bărbat, căsătorește-te. E prea degrabă, părinte. Dar știți povestea aceea cu copilul, nu-i istorioara extraordinară? În parc, copilul înjura de Dumnezeu, de acolo, era cu bunicul. Și a trecut preotul și l-a întrebat. Când a auzit, a rămas înmărmurit. Cum moșul dai spui să înjure, dar e prea mic, părinte. Păi dar tatăl nostru știi, nu știi, că e prea mic. Păi e prea mic, pentru tatăl nostru e prea mic, dar pentru un jurat nu e prea mic, în sensul acesta. Deci atunci, sigur că trebuie, sunt cazuri și cazuri, dar dacă nu poți trăi fără această posibilitate de a avea soț sau soție, atunci trăiești legiuit. Nu există în fața lui Dumnezeu să primești cununa când ai încărcat regulile. Deci cine dorește să câștige cununa, trebuie să respecte regulile jocului. Iar jocul acesta în fața lui Dumnezeu este foarte clar. Iubirea este una, păcatul este altul. Nu se amestecă lumina cu întunericul, adevărul cu minciuna și celelalte. Nu există, nu se poate asemăna, nu este asemănare între ele, nu se pot contopi. Minciuna este minciună, adevărul este adevăr, păcatul e păcat și virtutea este virtute. Cine se conduce după legea aceasta omenească, sigur că aici nu tot ceea ce este legal este și moral.
ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, pentru că dacă dă legea să căsătorească doi bărbați și îngăduit, atunci nu înseamnă că... Deci aici încearcă, probabil, se încearcă la nivel global, ca dând aceste legi, în mintea omului să fie indusă această părere că dacă este legal, da, e legal. Deci atunci nu mai este păcat. Dar nu se compară legea lui Dumnezeu, care este trecătoare, este imperfectă, cu legea omului, care este imperfectă și trecătoare, cu legea lui Dumnezeu, care este veșnică, adevărată, pentru că Dumnezeu este adevăr, este lumină, este dreptate, bunătate, iubire, Dumnezeu este totul. Deci noi venim în căutarea lui Dumnezeu și mai ales că Dumnezeu a venit în căutarea noastră. Deci nu omul l-a căutat pe Dumnezeu, omul trăia foarte bine, îi convenea să stăpânească, să aibă rob mulți, îi convenea să aibă femei multe, ca și acum mai sunt cât de cât, dacă ai avuții, îi convenea să ucidă, deci era mai important un animal decât un om sau un sclav care l-avea la casa lui, dar Dumnezeu a venit în căutarea și în întâmplarea noastră și ne-a spus, aceasta este, în numele lui Dumnezeu, tot genunchiul să se plece a celor cerești, a celor pământești și a celor de sus. Și în sensul acesta, cine luptă după voia lui Dumnezeu, acela sigur dobândește cu luna, sigur, nădejdește că dobândește cu luna, dar ne luptăm după el, pentru că dacă ar fi nu numai după puterea noastră omenească, după râvna noastră omenească, nu s-ar mântui foarte puțin, poate, sau poate nimeni, dacă n-ar fi mila, iubirea și harul Dumnezeu. Dumnezeu ne dă har și iubire să vadă că noi facem un pas pe el și spun, iată-mă, vin 10 pași nesfârșiți vin în întâmpinarea ta, pentru că dorește ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului. Da. Păi, vă mulțumim încă o dată mult pentru că ați acceptat invitația. Eu vă mulțumesc. Și vă mulțumesc încă o dată pentru că mi-a fost profesor de religii în general, iar de la părintele am învățat primele noțiuni de credință creștin-ortodoxă și morală, pe care mi le-a învățat și mi le-a predat părintele. Dar vă mulțumim încă o dată dumneavoastră ascultătorilor și vă urăm la mulți ani și sărbători fericite. Eu vă mulțumesc, am o rugămintea dumneavoastră, dacă, iertați-mă dacă atâta am știut pe fugă să vă spun câteva lucruri, vi le-am spus din inimă. Nu sunt un filozof, nu, n-am vrut să... Așa, am vrut să vă dau din sufletul meu ceea ce este, cum percep eu legea lui Dumnezeu, nu de la mine citire, pentru că eu sunt un nimic, dar am o rugămintea dumneavoastră. Hai să încheiem seara aceasta cu colinda Orice veste minunată, pentru că s-apropie Crăciunul. Orice veste minunată în Betleem ni s-arată, astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii, astăzi s-a născut.
Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Amin. Binecuvântați, Doamne. Mulțumesc pentru rugăciunile.